au primit cadouri în seara aceasta. Laura a primit pachet, a avut o plasă cu câteva produse, am văzut că avea și un ursuleț roz în brațe, a avut și poze și spunea că sunt poze cu Albert. A venit și mama lui Albert să se uite și Laura îi zicea sunt poze cu fiul dumneavoastră. S-a uitat la ele, într-una din ele spunea Laura că era în brațe cu Albert, de ce ne-am luat în brațe, întreba Laura, zicea că dansau, apoi în alta explica doamnei că îl întreba de unde are lămțișorul acela pe care îl poartă Albert la gât și el îi spunea că îl are de la părinți, l-a primit cadou de la părinți. Au primit pachete în seara aceasta și Antonia cu Cristian. A avut și scrisoare Antonia, am văzut că a avut scrisoare și Cristian. Zicea că sunt oameni noi care îi scriu. Cristian a spus acest lucru. Albert a avut și el scrisoare, a mers sus în dormitor să o citească. Delia și Liviu în dormitor a primit pachete Delia. A avut o rochiță, spunea că este o rochiță care pare croită de cineva, nu este cumpărată, a ajutat-o Oliviu să o probeze, intra puțin mai greu, a probat-o peste haine, îl întreba, intră de fund, <laughs> dacă nu intră să știi că nu mai mănâncă, îi spunea Adelia. Și o salopetă tot roz, la fel a ajutat Oliviu să o probeze, era puțin tristă că nu a primit și scrisoare. Am văzut că Antonia a stat să și citească scrisorile și spunea după aceea, s-a uitat și pe scrisoarea lui Cristian, pe foile care au fost trimise și spunea că i-au scris foarte mult susținătorii lui Cristian și că i-au trimis țigările lui preferate. Zicea Cristian că nu sunt chiar alea preferate, dar că este bine. Am văzut-o în dormitor și pe Adriana își citea scrisoare.